despre subiectul meu favorit. Bună ziua! Haideți! Despre vrăj, am avut așa un debut oarecum neplăcut, pentru că după ce am fixat ziua, am realizat că astăzi e marea zi a meciului. Așa că presupun că multă lume lipsește, sau știu că lipsește multă lume, că mi-au transmis asta, pentru că era vorba și de meci. Oricum, propun să nu vă țin foarte mult și promit să mă încadrez în timp ca să puteți după aceea să ajungeți și la meci. Povesteam astăzi sau ieri cu domnul vicepreședinte, cu prietenul nostru Diu, de fapt, că aici suntem între prieteni, nu-i așa? Și zicea și el să vă slobozesc mai repede un pic astăzi să ajungeți la meci și am zis sigur că o să dau o derogare. Și el mi-a zis, nu dau o derogare, dă o descântare, că dacă tot facem descântece, hai să vorbim de descântare. Așadar, o să facem o descântare. Subiectul despre care voiam să vă vorbesc astăzi, e intitulat așa cum îl vedeți acolo, nu e o coincidență, e oarecum după seria de filme celebre, pentru că e o triadă pe care o găsim în cultura tradițională și într-adevăr e de fapt filmul unei boli, într-adevăr, și sper să vă convinc că e o boală deloc superficială, ci chiar e o boală ucigătoare de ochiul ăsta. Acum nu vreau să fac un sondaj să vă întreb dintre cei care sunteți în sală câți v-ați deocheat vreodată, cărora vi s-au stins cărbuni și lucruri din acestea, dar vă mărturisesc cinstit că am susținut această conferință nu de mult, că de aici mi-a venit și ideea, la invitația Asociației Naționale a Psihiatrilor din România. O să vă întrebați ce caută un enolog la Asociația Psihiatrilor și încă la una națională. Eu cred că babele astea descântătoare era un soi de psihiatru avon la led, adică un fel de strămoș al psihiatrilor de astăzi. Erau și aceste babe descântătoare și sper să vă convinc în final de această credință a mea. Și acolo, într-o sală de 300 de oameni, când am întrebat acest lucru, am avut o grămadă de mâini sus, adică o grămadă se puseseră de ochiați, știau ce e de ochi, li se stinseră cărbuni, așadar sunt convinsă că și printre noi sunt astfel de cazuri de boli vindecate, sper. Este vorba așadar despre cronica unei boli anunțate și vorbesc un pic despre triada asta de ochi, babă și de scântecul în sine. Adică de ochiul. Ce este de ochiul? Păi, de ochiul îmi spun mie babele că e o boală cu stadii diferite, de la una cât se poate de superficială până la una, cum ziceam, ucigătoare. E o boală care este indusă magic și care îți creează niște neplăceri nemaipomenite, voi reveni asupra lor. Baba vrăjitoarea, sau cum s-o fi numind ea, în orice caz e o babă bătrână și nu e neapărat o repetiție supărătoare aici, și chiar așa este, este de fapt vindecătoarea, este psihoterapeutul. Iar ritualul pe care îl performează această babă ca să anihileze de ochiul se numește descântat terapeutic, pentru că este un întreg ansamblu cultural aici, e o parte poetică, adică descântecul în sine, partea aceea de text pe care ea o rostește, dar toată recuzita pe care o folosește creează un context cultural poetic, nu poetic, adică un praxis, o practică pe care ea o pune în scenă și care este mai mult decât acel text. De aceea spunem că descântatul terapeutic este așa o entitate culturală mult mai mare care cuprinde în ea și acest descântec terapeutic. Și pentru că trăim într-o perioadă în care omul are foarte multă grijă de corp, de corpul lui, de propriul lui corp. Nu degeaba toate mergem la sală, toate facem filme, toată lumea are grijă de alimentație, toată lumea face fasting, acum a nebunit lumea cu fastingul ăsta alimentar, toți ne facem piercing, toți ne facem tatuaje, avem o grijă de corp extraordinară în ultima vreme și o grijă de sănătate cum niciodată n-am avut. Prețuim în viață două lucruri, nu știu dacă ați observat în ultima vreme, antropologii vorbesc foarte mult despre asta, sănătatea și copilul. Sănătatea a devenit din ce în ce mai rară, deși Dumnezeu le trăim într-o perioadă, într-o lume, într-o eră în care medicina a avansat extraordinar de mult și totuși suntem tot mai mulți dintre noi bolnavi și prețuim copilul extraordinar, pentru că ce să vezi, el a devenit o raritate de la familie cu 10, cu 9, cu 7 copii, cu nu știu câți, aproape toți facem unul și pe ăla greu. Și atunci prețuim extraordinar de mult lucrurile acestea. Așadar,
terapia a devenit o mare afacere. Să te faci medic în România e o mare afacere. Să te faci farmacist, știm cu toții cât de bine câștigă și ce meserie prețuită e acum asta. Așadar, și în magie, vrăjitoarele, acele babe descântătoare despre care vorbesc eu, au un soi de clienți, pacienții lor, sunt literalmente un fel de clienți care plătesc, nu-i așa, pentru sănătate. Vrăjitoarea, baba vrăjitoare despre care vorbesc eu, este terapeutul, cum spun, un fel de strămoș al medicului, a descântătoarei, a kinetoterapeutului și sper să vă pot convinge de acest lucru. Iar agentul patogen, boala în sine, e o boală care de cele mai multe ori este indusă magică, de aceea este și rezolvată magic, iar antidotul, așa cum vă spuneam, nu este medicamentul, așa cum suntem noi obișnuiți acum, ci este un cu totul și cu totul alt antidot care ține de leac și despre care vom vorbi. E minus sau bine? Scuze. Am uitat. Ok, revenind. Ce este deochiul atunci? Păi, vedeți și dumneavoastră sau voi. Deochiul este o stare de rău. Mergând de la o indispoziție, noi întrebăm de multe ori cu Olimpia, colega mea care și e aici, întrebăm de multe ori ce e de ochiul ăsta. E o stare de rău, într-adevăr, e o indispoziție. De cele mai multe ori este, de fapt, o banală indigestie. Ai mâncat ceva repede, ai mâncat ceva gras, țăranii mâncau, bineînțeles, altădată, foarte dietetic, am spune noi, și în momentul în care mănânci două sarmale în plus sau mănânci nu știu ce, sigur că îți pică rău, zicem noi, și atunci automat considerau că e vorba de un deoc, dar sunt și o serie de boli magice, aruncate magic, sub formă de vrajă, sub formă de blesteme, ceva absolut îngrozitor, și atunci și acela ține, face parte tot din această categorie a deocului. Și vă dau o informație direct din teren, desigur, am sute de astfel de informații, deocul începe rău de la furca pieptului, adică fix de aici, ții rău, îți vine să vezi, te doare capul, amețăști. Iată primele simptome de deoc. Dacă aveți așa ceva și nu știți să fi făcut o boală anume, medical vorbind, înseamnă că sunteți deochiar. Nu e niciun fel de problemă, avem antidot pentru așa ceva. Dar, vă spuneam, deochiul acesta are intensități variabile. Uneori el poate să fie atât de puternic încât el este ucigător. Și noi întâlnim în teren mame care povestesc cu mâna pe inimă, cu lux de amănunte, nu știu dacă puteți să citiți acolo un text preluat din teren, povestesc cum copiilor, mai ales fetele, pentru că cine se deoache cel mai ușor? Cine e cel mai frumos? La cine te uiți cu cea mai multă invidie, nu-i așa? La fetele frumoase, tinere frumoase și ele se deoache cel mai ușor. Deci sunt mame care povestesc cu mâna pe inimă cum fetele lor au murit de deochi. Pur și simplu, deci deochiul este, așa cum vă anunțam eu la început, este o boală cu adevărat ucigătoare. Și de multe ori nici nu știm ce reacție să avem atunci când ni se povestesc astfel de lucruri. Fetele mor de cele mai multe ori de ochiate pur și simplu pentru că nu s-a găsit nimeni să le descânte foarte repede, pentru că n-au văzut suficient de repede la o babă care să se priceapă și atunci de ochiul a fost fatal în cazul lor. Acum, vrăjitoarea, descântătoarea, cine este acest personaj? Altădată, în fiecare sat era câte o descântătoare, câte o vrăjitoare, câte o babă care știa să descânte. Pentru început, eu numesc pe toate aceste femei cu care stau de vorbă babe. În satul românesc nu are absolut nimic peiorativ acest lucru. Nu este rușinos, nu este frustrant să te numești babă. Baba este o denumire care înseamnă femeie bătrână. Bătrânețea este soră cu înțelepciunea. Înțelepciunea este apanajul bătrâneții. Nu doar că nu-i rușinos să fii babă, ci e chiar un nume onorant în lumea satului, pentru că asta presupune, încă o dată spun, și înțelepciune. Deci este un nume onorant, asta vreau să spun, de aceea eu le numesc cu atât de multe larghețe babe. Și femeile cu care stau de vorbă îmi spun lejer să-mi spuneți babă, doamnă, pentru că am o vârstă, pentru că și încă ceva. De obicei, babele sunt, în tradiția populară, femei iertate. Femei iertate, ce înseamnă femei iertate? Noi știm acum să explicăm că fiziologic vorbind, ele sunt femeile la menopauză, practic, ele sunt femei iertate. Dar ele sunt femei iertate, practic, de orice fel de tentații.
de tentații alimentare, de tentații sexuale, de tentații bârfitoare, să spunem, de tot felul de tentații din acestea care sunt vecine cu imoralitatea. Ori să fii femeie iertată în satul tradițional, să fii babă, încă o dată era un pic ignorant. De exemplu, numai femeile iertate făceau prescuri altădată, pentru că numai ele erau curate, și numai femeile bătrâne, adică babele, puteau să descânte, pentru că ele aveau acea calitate a înțelepciunii, harul acela special, ca să poată performa astfel de ritualuri. Și sigur că am avut tot felul de exemple în 30 de ani aproape de teren, am avut tot felul de exemple de vrăjitoare, de la cele mai soft până la cele mai hard, de la cele care jură cu mâna pe inimă că fac numai lucruri rele și practică, cum am spune noi specialiștii, doar magie albă, dar am avut și două sau trei cazuri, într-adevăr rarisim, de femei mai în vârstă care după o perioadă, după o poveste, după ce ne-am cunoscut mai bine, după ce ne-am făcut mărturisiri reciproce, au recunoscut că fac, că practică și magie neagră, adică proferează tot felul de blesteme, mai ales pentru despărțirea femeii de bărbat, de exemplu. Sau aruncă tot felul de boli la intersecția dintre drumuri, la răscruci și dintre drumuri, că acolo se întâmplă de obicei blestemele, pentru că pe acolo trece diavolul. La mejie, adică la hotarul satului, la hotarul dintre țarii, se fac practicile acestea, pentru că se spune că acolo se desparte răul și, într-adevăr, acolo este o lume haotică, am putea să spunem noi acest lucru, și de aceea acolo se fac vraciurile. Am cunoscut, de exemplu, mai multă lume pe Valea Craznei, în zona aceea a Marimului, care se raportează la o vrăjitoare bătrână, căreia încerc să îi refac puțin biografia. Ea a murit undeva cu un an înainte de Revoluție, așa mi se spune. Este bătrâna Onișoaia, recunoscută în toate satele de pe Valea Craznei, o femeie foarte pricepută și foarte, foarte temută, pe care o altă femeie din Marin mi-o definește ca fiind vrăjitoarea bătrână cea mai cunoscută de pe Valea Craznei, un fel de mama tuturor vrăjitoarelor. Și mi s-a părut ceva foarte interesant să studiez puțin biografia acestei femei, care este o vrăjitoare, cum spun, redutabilă, un soi de invarianta zero, pentru că de la ea au pornit toate celelalte. Și foarte interesant, în 97, când mi-am început eu cercetările de teren, mai ales acolo la Marin, am cunoscut-o pe Maria Huluban, Lelea Flutură, îi spun oamenii de la Marin, care a învățat o serie de descântece și o serie de ritualuri de vindecare de la această bătrână Onișoaia, iar recent am stat de vorbă cu nepoata ei care trăiește acum în Marin și care și ea a învățat o serie de lucruri de la Onișoaia cea bătrână. Așadar, se poate face o filiație a acestor vrăjitoare. E ceva foarte interesant pentru noi să învățăm cât preia o vrăjitoare de la alta de-a lungul a 3 sau 4 generații. Credeți-mă, e ceva extraordinar, e ca și cum ai crea arborele genealogice al unei familii princiare, ca să, nu știu ce exemplu să vă dau, dar pentru noi, pentru etnologi, este ceva absolut emoționant. Am mai cunoscut-o după aceea pe Iosafina Mitru Todieri de la Peceiu, care a fost un profesor universitar pentru mine, care a știut să-mi explice atât de logic tot ce înseamnă boală aruncată, tot ce înseamnă acțiunea strigoilor, cum se vindecă, de ce se vindecă lucrurile, extraordinar. Am avut-o după aceea pe Lelea Crișcă de la Solona, care, dincolo de faptul că era o bază de date în ceea ce privește descântecele, are o calitate extraordinară. Femeia mi-a povestit cum a văzut cu ochii ei la sfârșitul anilor 80 ritualuri de cămașa ciumii. Pentru mine, pentru etnolog, este ceva absolut fascinant că județul Sălaj, încă la sfârșitul anilor 80, se credea atât de mult în magie, încât se credea că o boală care, colectivă, care poate să cuprindă un întreg sat, poate fi rezolvată de o babă descântătoare care face, sau de cele 9 femei care fac împreună cămașa ciumii. Este absolut fascinant să cunoști pe cineva care a văzut cu ochii ei acest lucru despre care noi învățăm acum doar din cărți. O avem pe mama Uța de la Surduc, de exemplu, avem pe Morărița din Tihău. Adică nu pot să vă dau din casă foarte mult, dar vă rog să mă credeți pe cuvânt de onoare că e plin. Îți pline satele sălăjene de tot felul de vrăjitoare, de scântătoare, babe, care știu și să facă și să desfacă, nu? Știu tot felul de lucruri. Am avut-o pe baba Păvăloaia, cea pe care ați avut-o pe
pe afiș, care este din Chilioara și care era atât de redutabilă la capitolul de scântece și colinde, încât a fost unul dintre informatorii lui Ioan Bocșa, de exemplu. O parte din volumele de colinde scoase de Bocșa îi se datorează acestei femei din Sălaj, care și pe mine m-a învățat foarte multe de scântece. Așadar, vrăjitoare de toate felurile în Sălaj. Maria Luholdiș, vrăjitoare din actuala Transcarpatie, din Maramureșul istoric, o femeie absolut redutabilă, care stăpânea atât de bine meșteșugul acesta al vindecării, încât putea să o facă, este un soi de precursor al vrăjilor online. Și ce vreau să vă spun cu asta? Era atât de redutabilă această femeie, Maria Luholdiș, din Așa de Mijloc, încât putea să descânte și să vindece tinerii care erau plecați la muncă în Occident sau în Rusia până în Siberia, ei se duceau acolo, tinerii din satele din Transcarpatia, se bolnăveau și părinții lor de acasă duceau haine, cămăși de preferat, la această femeie pe care o vedeți acolo în poză și care în momentul acela tocmai îmi găsește mie niște boli și mi-a întors rânza, în fine, m-a vindecat până la urmă, din coace îmi stinge mie cositor. Puloverul pe care îl vedeți acolo este puloverul meu, eu sunt întinsă acolo pentru că femeia mă vindeca și pe mine de tot felul de boli. Vă rog să mă credeți pe cuvânt de onoare, în momentul în care a pus mâna pe burta mea, am simțit că e fierbinte, am simțit ceva, într-adevăr. Nu putem să excludem faptul că aceste babe au cel puțin atât putem să spunem că au o doză de bioenergie. El cu siguranță au niște calități energetice pe care noi oamenii obișnuiți nu le avem. Restul, nu știu să vă spun de ce ține. Probabil că au un har aparte, probabil că au niște puteri spectaculoase pe care noi oamenii de rând nu știm încă să le cuantificăm și să le definim foarte bine. Dar cu siguranță ceva undeva există. Deci această babă care vă spun făcea, vindeca oamenii doar prin puterea mâinilor a descântecului, descânta apa și o dădea, o arunca pe hainele bolnavilor și astfel ei se vindecau. Descântecul. Ce este cu descântecul acesta psihoterapeutic, cum îl numesc eu? Este ritualul acesta care presupune și text și o anumită practică asupra bolnavului, nu? Care până la urmă anihilează boala și readuce sănătatea. Am o serie de informații. Am promis că nu o să stăm foarte mult astăzi, dar vă promit că voi face odată o prezentare numai pe Valea Lungă. Valea Lungă este un caz absolut spectaculos pentru cultura sălăjană. Ar trebui să-l promovăm, deși uneori eu mă tem să fac acest lucru ca nu cumva să deranjez comunitatea locală. Dar acolo, la Valea Lungă, este un sat întreg de vrăjitoare. Așa mi s-a prezentat mie satul atunci, pentru că satul are o poveste aparte. El a fost blestemat de un călugăr să moară toți bărbații din sat, să rămână numai femeile. Și femeile rămânând singure, eu personal am locuit atunci câteva nopți într-o casă în care mama, fiica și bunica erau văduve, absolut inexplicabil și, într-adevăr, toți bărbații din vecini muriseră. Cine poate să explice totuși acest lucru? Și pentru mine, eu sunt etnolog, un amărât de etnolog, aproape vine să spun, care nu știe să explice aceste lucruri și totuși sunt niște fapte pe care trebuie să le spunem. Așadar, acolo, la Valea Lungă, toate femeile știau să descânte, să vrăjească, să facă tot felul de ritualuri. Eu am stat de vorbă cu o femeie care mi-a povestit că atunci când din noapte cu lună plină, iese goală cu un plev, o fingie, o cană de tablă și se învârte în jurul poieții vecinelor și duce tot laptele de la vacă în cana respectivă și la duce la vaca ei. Păi e ceva fenomenal să stai de vorbă cu cineva care recunoaște că face așa ceva. Pentru mine este un material de studiu absolut fabulos. Acum vă tot povestesc despre descânte. V-am adus un exemplu. Să vedeți ce înseamnă descânte. Să vedeți cât de fabulos știu să acopere țăranul român, țăranul acela pe care știți foarte bine că eu îl numesc smart, cât de bine știe să acopere întreaga paletă de boli pentru care o femeie de genul acesta descântă. Și uitați-vă, e vorba de fapt,
bubele acelea roșii, care sunt clar o boală care trebuie vindecată, nu? Bubițele acelea micuțe, când zice că copiii se spuzează, au spuză pe piele, se numește fap. Arunci pe cineva fap, ăla se acoperă de bube roșii, nu e deloc nici plăcut, nici estetic, nu e plăcut, te mai și mănâncă, era o adevărată catastrofă, nu? Dar faptul ăsta, uitați-vă ce fel de fapt e. Legat, țăpat, cu roșață, cu negreață, cu usturime, cu mâncărime, care coace, se sparge, cu grâu, cu grăunțe, cu cenușă, cu figuri de la moară și așa mai departe. Păi pentru toate aceste boli se făcea descântecul. Spuneți-mi și mie, unde găsim noi astăzi un medic care să te vindece de toate bolile pământului cu un medicament? Uite, babele mele descântau pentru o paletă întreagă de boli, indiferent cum au fost ele aruncate, descântecul era acolo. Și sigur că cireașa de pe tor vine la sfârșit, în care tanti Nastasia asta de rus, informațiile sunt luate, să știți, cam din anii 2000, prin 2000 am fost eu la rus, deci deja aceste informații sunt informații de arhivă și pentru mine. Uitați-vă cât de frumos spune, ies niște bube și ori la ce doctor îi mere, nu-i află viacul. Și vom vedea imediat și de ce. Trec mai repede pentru că, de fapt, finalul, asupra finalului aș vrea să zăbovesc mai mult. Cine provoacă totuși boala asta? Cine provoacă de ochi? Adică toți ne deochem, dar cine provoacă până la urmă boala asta? Diavolul sub toate aspectele sale, exact așa cum scrie acolo. Poate stigoi, aceea de care așa de frumos îmi povestea Lelia Iosefină de la Becei, poate femeile care lucră cu dracu, știți că întotdeauna în tradiția populară românească femeile sunt de vină, pentru că femeile sunt cele care au avut parte și sunt părtașe la orice feluri de ritualuri negative de magie neagră. Femeile sunt cele spurcate, un detaliu cum ar fi cel al ciclului menstrual, de exemplu, ne-a catalogat generații, sute de generații întregi drept femei care lucrează cu dracu, nu-i așa? Noi suntem necuratele, spurcatele, cele care nu avem voie să intrăm nici măcar în biserică atunci când suntem la ciclu, trebuie să stăm în tinda bisericii sau afară în curte și așa mai departe. Deci sunt femeile acestea care se pare că au avut ele o legătură cu dracul și de aici întreaga tradiție valfurgică și toată tradiția aceea occidentală a femeilor care sunt vrăjitoare, dar vrăjitoare în sensul rău al cuvântului, de magie neagră, sau poate copiii care atunci când n-ai lăpădat soartea, spun femeile la țară, adică atunci când practic n-ai eliminat placenta și copiii care se nasc cu o bucată de placentă lipită pe cap, categoric sunt strigoi. Sigur că noi știm acum să explicăm alte lucrurile, dar orice fel de ciudățenie, orice marginal, orice excepție pentru satul tradițional românesc era un mare semn de întrebare. Acela era un copil însemnat dacă avea o astfel de mică anomalie până la urmă și totuși ea era mare considerată. Știți că de ochi, cei cu ochii albaștri, de exemplu, pentru că erau puțin mai atipici și pentru că atunci când se uită lung la tine, ai senzația că te invidiază și poți să-ți sugă pur și simplu energia, poți să-ți recupereze energia. Cei care au fost întorși de la țâță, pentru că mamele trebuiau să alăpteze exact atât cât e firesc să alăpteze, să întrerupi alăptatul unei femei pentru copilul ei era un sacrilegiu. Se spunea că copiii aceia se pot transforma în strigoi. Gândiți-vă câte generații de femei au alăptat un timp foarte scurt, de exemplu, pe vremea comunismului și acum am descoperit, în ghilimele, desigur spun acest lucru cu sarcasmul de rigoare, că e foarte bine ca mamele să alăpteze cât mai mult copiii la piept. Păi, femeile știau asta de foarte multă vreme și ca o formă de interdicție s-a găsit această explicație. Nu-i voie să nu-ți alăptezi copilul atât cât se cade să-l alăptezi, că poate să se transforme în strigoi. Copiii făcuți în post, de exemplu. Știm că în timpul postului nu facem numai fasting alimentar, nu ne abținem de la orice fel de abuzuri, de la orice fel de plăceri, inclusiv această plăcere de la care dacă nu ne abținem, riscăm să facem copii care să se transforme în strigoi. Așadar, provoacă boala orice fel de agent malefic de acest fel. Afecțiunile psihice, nu? Care sunt tot așa descântate și după aceea vindecate. Vi le dau acolo în formula în care noi le găsim în teren, sunt toate niște boli pe care descântătoarea trebuie să le poată rezolva magic, nu numai de ochiul, ci și toate celelalte, pocitură, ursitul, poluzeală. Apropo,
au fost recent sânzienele. Sânzienele sunt niște fete eterice, frumoase, drăguțe, îmbrăcate în alb, cu părul despletit, blond, care plutesc în văzduh. Totul este foarte frumos și foarte romantic dacă ții această sărbătoare. Că dacă nu ții și le superi și ați lucrat careva în timpul sânzienelor, puteți să vă așteptați să fiți pociți, damblagiți, să aveți friguri, să aveți boluzeală sau năjit, sau tot felul de ologiri de genul acesta, adică era o modalitate de la sânziene. Sânzienele supărate pot să vă arunce astfel de boli. De aceea sărbătorile trebuiau neapărat ținute. Și de aceea noi știm că în calendarul popular există niște sărbători la care ni se spune zile ținute. Trebuie să ții ziua respectivă, adică să nu muncești. Ai muncit și ai supărat spiritul acelei sărbători, poți să te aștepți la orice fel de boală de genul acesta. Vă dau aici afecțiunile acestea pe care le vindecă baba în satul tradițional și vi le dau traduse așa cum mi le-au tradus psihiatrii cu care am discutat, vă spun, nu de mult și care au putut să facă această paralelă între bolile denumite prin niște termeni populari pe slide-ul dinainte și uitați-vă, puteți să le aveți aici într-o altă formulă, într-o formulă modernă, ca să spun așa, pe care le tratează psihiatrii din ziua de astăzi. Încerc să vă schițez puțin acum și contextul mentalitar. Este destul de simplu, destul de logic în statul tradițional. O boală care este aruncată magic se rezolvă de singur în mod magic. O boală care este indusă pentru că ți-a slăbit credința se rezolvă religios. O boală care este o boală naturală, o rezolvă medicul prin medicamente sau prin leacuri. Așadar, sistemul psihoterapeutic al satului tradițional românesc este tripartit. Orice boală trebuie să se rezolve, fie cu remedii magice, fie cu remedii religioase, fie prin medicamente sau leacuri. Pentru țăranul din satul tradițional, totul era foarte logic și destul de simplu. Totul este să ai, însă, încredere în toate. Dacă ai încredere și te duci cu sufletul deschis la baba descântătoare, cu siguranță ea va găsi antidotul cel mai potrivit. Foarte interesant, încă ceva. Ce se considera, care este primul pas al bolii? Ce înseamnă practic pentru satul tradițional o astfel de boală indusă magic? Este răul consecutiv, așa cum spun eu acolo, așa se numește el în limbaj de specialitate, adică răul este consecința unei fapte rele pe care tu ai făcut-o. Ai făcut ceva rău, consecința este boala. N-ai ținut sânzienele, consecința este damblagirea, de exemplu. Ai fost invidios pe vecina, ce știu ce ai făcut acolo. Consecința este că ea s-a dus la o vrăjitoare care a aruncat pe tine fapt și te-ai umplut de bube. Înțelegeți? Acesta este răul consecutiv. Sau sunt coincidențele inexplicabile când ți s-a întâmplat ceva cu adevărat remarcabil, extraordinar și acela poate să fie iarăși semnul unui rău. Sau repetitivitatea care nu poate fi explicată, adică faptul că ți se întâmplă o dată, hai să zicem că este scuzabil. Dar dacă ți se întâmplă de două, de trei ori, deja te pune pe gânduri. Acela este răul repetitiv care iarăși se rezolvă tot așa magic. Și atunci femeile acestea, descântătoarele acestea despre care vorbesc eu acum, practic ce fac ele în final? Ele schimbă destine. Ele se luptă cu nenorocul și încearcă să schimbe destine. Pentru că dacă destinul nostru a fost să prindem o astfel de boală, nu? Baba descântătoare încearcă să schimbe, să ajusteze, să manipuleze acest destin, astfel încât să aducă din nou sănătate oamenilor. Cam asta este creionat în linii mari ceea ce se poate numi orizontul magic, mentalitar al satului tradițional românesc. Și atunci, am avut ocazia să facem un experiment de teren extraordinar în pandemie și să întrebăm de unde vin bolile, de unde vine virusul, să vorbim cu femeile de la țară de unde vine acest lucru. Păi, în general, bolile au două variante, doar două, practic tertium non datur la momentul acela, tertium non datur.
Bolile sunt fie încercări de la Dumnezeu pentru că ne-a slăbit credința și atunci Dumnezeu ne pedepsește și ne pune la încercare pentru că noi nu mai avem credință, pentru lipsa credinței, nu-i așa? Am și specificat, acum mi-aduc aminte că am și scris acolo, inclusiv pandemia. Fie sunt aruncate magic, așa cum v-am spus, cum v-am ilustrat în slide-ul precedent, pot să fie aruncate magic sau sunt urmare a slăbirii credinței. Și atunci, pe cale de consecință, bolile în care ne este slăbită credința și vrem să le recuperăm, le rezolvăm prin remedii religioase. Apă de scântătoare, pelerinaje, moaște, cuminecătură, tot crucea, bineînțeles, tot felul de lucruri din acestea foarte logic, prin care încercăm să ne întărim credința, nu-i așa? Bolile induse magic, le rezolvăm, de asemenea, mergând la vrăjitoare, la descântătoare, care ne proferează acel descântec tradițional despre care vă vorbeam. Sigur că mai sunt și niște remedii absolut imbatabile, nu? Usturoiul și leușteanul, care știm noi că sunt foarte importante, sunt niște remedii redutabile și știți de ce? Iarăși explicația țăranului este una extrem, extrem de simplă și de logică. Pentru că miros atât de puternic încât până și pe strigoii deranjează și strigoii vor da înapoi deranjați de acest miros. Rugul sălbatic iarăși te pune pentru că el are țepi. E trandafirul acela cu țepi, strigoii se țeapă în țepile acelea și iarăși vor da înapoi. Așadar, mecanismele logice ale țăranului din satul tradițional nu sunt cu nimic mai precare decât mecanismele logice ale omului modern. Voi susține acest lucru până la capătul carierei mele. Țăranul din satul tradițional, acel țăran despre care eu vorbesc și pe care eu îl mai întâlnesc încă în multe dintre satele conservative sălăjene, nu este cu nimic mai puțin dotat intelectual decât suntem noi. Doar contextele sunt diferite, dar el are niște mecanisme atât de logice că până și magia poate fi explicată logic și am să vă demonstrez imediat. Bota de adâlmoc și mărjaua de clocotic pe care le vedeți aici erau pregătite, parcă v-am mai spus eu și altă dată, de o femeie din Meteșenii de Sus, a care fată se măritase în Canada. Și femeia îi trimitea pe curier în Canada o botă de adâlmoc care să o ferească de strigoi și o mărjaua de clocotit pe care să-i o lege cu brățărică din aceea roșie de mână la bebe, să-l păzească de duhuri rele, de strigoi, deși copilul încă o dată zbunie la fete ei născut în Canada. Și ea le trimitea pe fancurier sau ceva de genul acesta până acolo să o păzească pe cea mică sau pe cel mic, nu mai știu. Semințele, de asemenea, sunt un mix de 7 sau de 9 semințe, le punem întotdeauna într-un săculeț și le legăm la cornul vacii, dacă vrem să nu deoache strigoii pe vacă, sau le purtăm cu noi tot timpul, dacă nu vrem să fim noi deocheați, pentru că strigoii le vor număra toată noaptea. Strigoii sunt mai puțin dotați intelectuali, desigur. Atâta vor număra semințele acelea până când se va face dimineață și puterea lor va scădea foarte mult și ei nu vor mai putea face rău. Încă o dată, totul este absolut de plin logic. Și acum am vrut să ajung, de fapt, la acest final apoteotic pe care aș vrut să îl discutăm mai în detaliu. Este slide-ul meu favorit, sunt două slide-uri favorite, acesta și următorul, pentru care, vă rog să mă credeți, 30 de ani am bătut satele sălăjene, am vorbit, nu exagerez dacă spun, cu sute de babe care mi-au întărit această analiză. În spatele acestui descântec tradițional despre care mi-am propus să vorbesc astăzi, am curajul să spun, se găsește multă, multă medicină empirică, multă farmacologie, multă kinetoterapie, multă psihiatrie, multă farmacologie și pe ce-mi bazez raționamentul atunci când am curajul să spun așa ceva. Ce înseamnă, de fapt, descântecul? Că vorbim de o jumătate de oră bună de descântec și nu l-am descris încă. Descântecul este cam așa, încerc să vi-l povestesc. Descoperi că ești deocheat, te simți rău, ai o indispoziție, sigur te-a deocheat cineva, te duci la o babă descântătoare să-ți descânte. Ce face baba? În primul rând te așează fie pe un scaun, fie pe pat, te întinde și începe să îți descânte. Ia cărbuni din vatră, altă dată, vremurile în care discutăm noi, evident că tot timpul erau cărbuni în vatră, inclusiv vara, pentru că se gătea pe vatră, nu-i așa? Ia 7 sau 9 cărbuni din vatră,
îi aruncă într-o cană care are apă, o apă specială luată de dimineață, de la răsăritul soarelui, de la întorsură, se spune. Adică acolo unde apa curge repede, nu acolo unde băltește. Deci, clar, o apă curată, o apă pură, apa aceea de dimineață, aruncă în ea cărbunii și regula spune așa. Dacă ești de ochea, cărbunii se duc la fum. Dacă nu ești de ochea, ei rămân deasupra. Ce să vezi? Întotdeauna ei se duc la fum. Deci întotdeauna ești de ochea. Baba spune cu mâna pe inimă, da. Te-a de ochea, știe să spună și cine. De multe ori, pentru că satele fiind mici, se știa foarte repede cine e invidios, cine e dușmanul, cu cine te-ai certat pentru pământ, de cine ai divorțat sau ai vrut să te desparți, lucruri de genul acesta. Deci cărbunii se lasă la fum. Baba ia apa de pe cărbun, nu? Și ți-o dă să bei, ție bolnav, și te unge cu ea în anumite locuri pe corp, după care o aruncă la țâțâna ușii de preferat, adică undeva afară, pentru că raționamentul este următorul. Ea te-a spălat în această apă, practic toate relele de pe tine s-au dus în această apă descântată și atunci ea o aruncă undeva într-un loc în care nu mai calcă nimeni pentru ca boala ta să nu se ia pe altcineva. Locul unde nu calcă nimeni este după ușă, este la țâțâna ușii, de aceea apa se aruncă întotdeauna acolo. Tu bei o parte din această apă, bei sănătos din ea. În acest timp tu ești în continuare întins undeva într-o formulă de relaxare, nu-i așa? Și după aceea tu te vindeci după ce bei toată această apă. Ok, haideți să luăm de la capăt, pas cu pas. De fapt, ce ne dă baba descântătoare să bem? O apă cu cărbune. Cărbune stins din vatră. Dacă noi avem acum o indigestie și mergem la urgențe la spital, primul lucru pe care ne-l va da medicul va fi dicarbocal sau cărbune activ sau ne va trimite la farmacie să ne luăm acest lucru, care practic nu este altceva decât cărbunele pe care baba îl folosește în apă. Apa era luată de la întorsură, vă spuneam, apă rece, apă, dar acum este foarte la modă să bem apă ionizată, apă alcalină, Aquavia se numește apa, cred că v-am și dat-o undeva. Există și apă care se numește Zen. Ea este cu un pH modificat special pentru sănătate, care face foarte bine organismului. Păi oare nu este tocmai apa aceea de la întorsură, foarte limpede, foarte curată, luată de dimineață în zori de zi, până când ea nu este contaminată absolut cu nimic? Ea folosește întotdeauna, la țară se folosea altă dată, un pleb, adică o cană din tablă. Mai mult decât atâta, relele din apă erau tăiate, fie cu cuțitul, fie cu foarfeca. Toate acestea sunt metalice, toate sunt metal. Baba mea, dacă vă aduceți aminte din poza cealaltă, turna cositor în apă, turna argint în apă. Noi dacă mergem astăzi la farmacie, mai ales noi femeile care vrem să ne rezolvăm problemele cosmetice de riduri, dar și pentru ceva iarăși absolut necunoscut de la noi român care se numește detoxifiere. De ce o fi având noi nevoie de detoxifiere asta? De ce niciodată bunicile noastre n-au folosit detox, cum zicem noi acum? Sigur că știm răspunsul la acest lucru. Dar dacă vrem să facem toate acele lucruri, știți ce ne recomandă cel mai repede farmacista? Argint coloidal. Tot felul de amestec din acestea de metale. Dar oare baba mea nu asta făcea acolo cu apa aceea? Undeva, uitați-vă aici, este argint coloidal. Poate fi cumpărat sub diverse formule farmaceutice, comerciale, din comerț. Se folosea un soare rângedă pentru descântecele, mai ales de sclintit sau de răni. Ți-ai luxat mâna, piciorul, ți-ai sclintit, ți-ai muruclit, cum spun articulațiile, ai o rană. Baba te descânta cu untură rângedă. Multă vreme ne-am întrebat noi endologii, oare de ce untură rângedă? De ce nu untură de porc, oarecare? În primul rând, era rațiuni pragmatice. Untura de porc era pusă pe pâine. Oamenii erau săraci, trebuia să mănânce un soare de porc, pită cu un soare, nu cum se mânca la noi. Nimeni nu-și permitea să dea untură bună pentru așa ceva. Ulterior, cercetări ale unui cuplu de etnograf cu medic, Mariana Sefer și Mihai Sefer de la București, au descoperit că, de fapt, în această untură rângedă se dezvoltă germeni de antibiotice. Practic, este un soi de penicilină bio și noi dacă mergem acum în farmaciile gen remediale, cu tratamente naturiste, ni se va sugera să luăm
nu antibiotice din farmacie, ci antibiotice naturale, care se pare că au o eficiență foarte mare de altfel. Noi le găsim în această untură rângedă. Se folosesc după aceea tărâțe, atunci când trebuie să aducă laptele la vacă, nu? Se folosesc tărâțe. Nu știu, parcă l-am mai spus și altă dată, am avut curiozitatea să caut ce cu tărâțele astea, au un coeficient galactofor, adică stimulează secreția lactată și până în ziua de astăzi, orice fel de nutreț combinat pentru bovine, musai să conține tărâțe. Din acest motiv. Ei, baba din satul tradițional știa foarte bine că tărâțele acestea stimulează secreția lactată și așa se explică faptul că, sigur, în generații, multe, multe generații, s-a observat acest efect galactofor, al galactogen, de fapt, al tărâțelor și așa se explică faptul că atunci când te duci la babă să-ți descânte pentru vaca, unul care nu-ți mai dă lapte, nu te duci nici cu fân, nici cu paie, nici cu altceva, ci te duci cu tărâțe care sunt pe locul 2 după ovăz, cu cea mai mare putere calorică, nu, care poate să stimuleze secreția lactată la bovine. Și atunci, iată, plus păpădiile și odoleanul care iarăși sunt lăptoase și care creează exact același lucru. Și acum, vă spuneam, în completarea acestui tablou, care am încercat să vă explic, sunt niște germeni de medicină empirică acolo, adică să nu râdem atunci când zicem, a, s-a dus la descântat la o babă. Nu! Iată, babele mele cu care stau de vorbă sunt un soi de medici de medicină empirică, pentru că în urma unor observații îndelungate, cum spun, de-a lungul unor generații întregi, au observat niște efecte terapeutice pe care după aceea le-au repetat. Dar atunci când baba te masează pe burtă, pe stomac, pentru că tu ai indigeste, să nu uităm, ea are un soi de bioenergie, ea te masează exact acolo unde tu ai problema, mi se pare normal să aibă un efect benefic. Este după aceea un adevărat act de psihoterapie. Încă o dată spun, atunci când te duci la babă, ea te întinde pe pat, ea te pune pe un scaun, tu te relaxezi, te odihnești, ea îți explică cum te vei face bine, ea alungă strigoii și spiritele rele care ți-au făcut descântecul undeva foarte departe și pe tine te lasă curat ca argintul strecurat, ca Maica Sfântă celodat, zic ele. Deci îți induce foarte bine această stare de liniște, de vindecare și în mod absolut normal, sigur că tu vrei să te vindeci. Ea îți face masaj atunci când te pipăie, nu, și te apasă în toate părțile și femeia asta, cum mutam, e rânza. Rânza înmută organele dintr-o parte în alta, ți le rearanjează în organism. Practic, ea îți face un soi de masaj care nu stai să aibă efect terapeutic, nu? Zice că trebuie să te ungă în capul pieptului, la articulații, la tâmple, la genunchi. Păi ea te unge practic cu apa aia fix în punctele energetice de care tot vorbește medicina tibetană. Bașca că îți mai face și prezopuntură când te apasă exact acolo. Mi se pare normal și absolut decent să spunem că acest lucru are și niște efecte terapeutice. Și peste toate, ca o încununare a întregului proces, descântecul ni se spune, se spune de 3 ori, de 7 ori sau de 9 ori. Păi dacă baba recită un descântec și numai de 3 ori, da, dacă îl recită de 9 ori și descântecul ăla durează 5 minute, 1. Păi dacă îl descântă de 9 ori, te ține aproape o oră culcat pe pat, masându-te, făcându-ți prezopuntură, dându-ți cărbune activ să bei, spunându-ți tot timpul că vei fi sănătos, așa cum te-a lăsat Maica Sfântă. Nu ni se pare oare destul de logic că e normal să te vindeci, că îți induce atât de mult această dorință de vindecare, încât până la urmă chiar se vindecă? Cam acesta este descântecul despre care vreau să vă vorbesc și pentru final, pentru că am zis că n-am decât să mă lungesc foarte mult în tura asta, să dăm cezarului ce al cezarului, să lăsăm echipa de fotbal să își revendice ziua de astăzi, am să vă spun doar așa, pentru, fie și numai pentru zâmbet, că exact așa cum medicul are o taxă pentru fiecare vindecare și tu ca pacient trebuie să plătești ceva medicului, exact așa și babele descântătoare primeau ceva care se numea
plată. Să nu uităm că statul tradițional, bărbații erau cei care câștigau și susțineau familia. Dar de obicei femeile bătrâne erau văduve, nu mai avea cine să le susțină și atunci normal că trebuia să și primească ceva. Mai mult decât atât, există credința că vindecarea nici nu e totală, nici nu se întâmplă dacă leacul nu-i plătit cu ceva. Oricât de puțin să fie plătit, dar totuși leacul trebuie să fie plătit cu ceva. E vorba doar de femei, doar femeile descântă, în fiecare sat era practic o descântătoare, femeile sunt cele care performează ritualuri magico-terapeutice, extrem de puțin bărbați. Jean Palou, un istoric francez, spunea că tot la 10.000 de vrăjitoare avem un vrăjitor, cam ăsta este raportul. Deci și noi avem o serie de vrăjitoare și foarte extrem de rar vrăjitor, de aceea spune acolo Cherchez la femme, până la urmă. Și uitați-vă aici cam care este tariful, care este mercurialul care se practică de babele descântătoare. Și avem o serie de variante. Una este profitul zero, varianta profitului zero, adică absolut benevol, pentru că așa a vindecat și Maica Sfântă și Sfinții Cosma și Damian, Cosmandin, cum este considerat la noi, cum este receptat la noi în calendarul popular, adică ei sunt Sfinții fără arginți, dacă ei au vindecat fără bani, atunci să vindecăm și noi fără bani. Varianta aceasta a gratuității, ia uitați-vă ce frumos mi-o și spune acolo cineva, nu mi-a plătit nimeni nimic, n-am luat, astea sunt numai cu ajutorul Dumnezeu. Deci le faci oarecum benevol, pentru că ai acest sprijin dumnezeiesc. Dar avem și varianta profitului minim. Așa am lăsat să fac bine la oameni, dacă vreți să-mi dați ceva, dați, dacă nu, nu, dacă îmi dați mult, dacă îmi dați puțin, sunt de acord cu orice dați, dar ceva ar fi bine să îmi lăsați. Avem după aceea cea mai frecventă dintre variante, varianta cu alimente. Adică, alimente se și băuturi, desigur. Adică, îmi dai o bucată de caș dacă ai oi, îmi dai o, nu știu, făină, grăunță, sau zice femeia mea, descântătoarea mea din Plesca, și un sfert de pălincă, doamnă, dacă mi-o dat, și tot a fost primit leacul, chiar și cu un sfert de pălincă. Varianta mai dă câte una și bani, care cât se dură, nu refuzăm nici această variantă. Cea mai faină este asta de la Chilioara, varianta o zi de sapă, inclusiv tantea aceea care mă descânta pe mine, Maria Luhol, din Neapșa de Jos, practica acest lucru, adică femeia făcuse un adevărat business. Atât era de ocupată și în fiecare zi descânta zeci și zeci de haine pentru zeci de pacienți, încât literalmente nu mai avea vreme să meargă la sapă. Și atunci o zi de sapă mi se pare că era o plată absolut decentă pentru așa ceva. În fine, avem și varianta cu plata ca recunoaștere a efortului. Ele se luptă cu duhurile rele pe care le alungă atunci și atunci trebuie să le plătești cu ceva pentru efortul acesta care este recunoscut în cultura tradițională. Dar avem, desigur, și varianta vrăjitorească, vrajba contra cost. Avem și cazul unei vrăjitoare, sigur că o trecem sub tăcere, nu discutăm foarte mult, dar avem și cazul unei vrăjitoare care a fost luată de poliție pentru că lua deja foarte mulți bani de la acești clienți. Dar ea este oarecum, ea este oarecum precursoarea vrăjitoarelor din ziua de astăzi, dar despre care, cum se spune în telenovele, vom vorbi în episodul următor, pentru că data viitoare când ne întâlnim, vă propun să discutăm despre un subiect extrem, extrem de actual, acum că s-a și încheiat o parte din campania electorală și putem să discutăm liniștit despre aceste lucruri, despre ce înseamnă vrăjitoria azi. Ați fi surprinși să știți că toate aceste babe despre care vorbesc eu acum au niște urmașe extraordinare în România. Poate nu știți, vă dezvăluie acum și eu puțin așa teaser pentru următorul episod, că Reuters, agenția Reuters, a făcut un reportaj în România care s-a numit România, țara celor 4.000 de vrăjitoare. Deci la ora asta noi știm că avem catalogate, nu de mine, de Reuters. Avem 4.000 de vrăjitoare care sunt toate urmașele acestor vrăjitoare. Sunt vrăjitoare care câștigă bani frumoși, avem și o academie de vrăjitorie la București, dar cum spun, este un subiect absolut savuros. Discutăm data viitoare despre chestia asta, despre faptul că turismul în România nu este doar turismul la moaște,
cămoaște cum avem noi în România, mai ales la București și jurul Bucureștiului, nu mai au tare multe țări în Europa și atunci lumea vine într-o veselie la noi să vadă moaștele Sfântului Ciprian, pe care dacă le atingi te măriți foarte repede. Și ne interesează mai puțin ce spune preotul acolo în biserică. Important e să venim și să atingem moaștele ca să ne mărităm mult mai ușor. Deci, în afară de turismul la moaște, mai avem și acest turism. Încep să vină turistele, mai ales, să învețe vrăji în România. Pentru că avem cele mai impatabile vrăjitoare, care s-au digitalizat și s-au europenizat într-un mod în care nu vă puteți imagina, stăpânesc extrem de bine puterea internetului, o folosesc tot timpul și au învățat de la aceste babe din teren o mulțime de secrete pe care le pun în practică, mai adaugă și altele, mai fac și un pic de magie neagră, dar cum vă spun despre asta în episodul următor. Vă mulțumesc tare mult că m-ați ascultat! M-am încadrat în timp, e 6:30, așa cum am propus. Facem așa, cine vrea să vadă meciul, are vorba domnului vicepreședinte, descântare din partea mea, adică derogare, vă rog să mergeți liniștiți. Dacă doriți să mai rămânem, să mai povestim puțin, putem să mai rămânem. Cine dorește să mai povestim, puteți să rămâneți. Dacă vreți, povestim aici, dacă nu, mergem la un pahar de apă dincolo, cum doriți, cum vă pică bine. Dacă vreți să spuneți ceva, dacă vreți să mă întrebați ceva, sunt aici. Eu mi-am încheiat. O prezentare extraordinară, captivantă. Puteți? Bravo! Mulțumesc! Mulțumesc! Poate că data viitoare vă pun niște înregistrări din teren, chiar cu vorbele babelor, să le auziți cum descântă. Cum zic, avem și așa ceva. Desigur, lucrăm cu materialul clientului, nu? Așteptăm episodul 2. Episodul 2 cu vrăjitoria în zilele noastre. Vorbesc despre acest tren. Ia uitați-vă, sunt aici. Deci data viitoare avem subiecte. Putem să discutăm la greu despre toate aceste vrăjitoare nemaipomenite. Mulțumesc tare mult! Vă invit la un pahar de